Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea tuturor. Este a nu știu câta corecție de când Bitcoin a început acest bear market. Suntem din nou sub 20.000 de dolari. Nu am fost foarte de sub 20.000 de dolari în ultimul an, dar suntem din nou. Astăzi vorbim despre câte corecții am avut până acum, o conștientizare a faptului că suntem în zona de final al bear market, dar asta nu înseamnă că suntem la sfârșit și de mâine începem să urcăm. În continuare îmi mențin părerea că este o chestiune de timp până când vom urca din nou spre 30.000 de dolari. Lucrul ăsta se va întâmpla cu certitudine anul ăsta, dacă economia globală nu se prăbușește deloc, de tot. Pentru că există și această opțiune, o prăbușire fatală și foarte multe lucruri neplăcute se pot întâmpla. Însă, să zicem că lucrurile vor decurge în mersul lor. Foarte curând, Bitcoin va trebui să se întoarcă peste 25, peste 27, peste 30.000 de dolari. Ca și în trecut, perioadele de bear market se încheie la un moment dat, dar intrăm în perioade de consolidare. O să vorbim despre asta în episodul de astăzi, despre cât de jos ne putem duce acum în această corecție, despre dacă am luat BNB de 100 de dolari, dacă am luat Polkadot de 250 de euro săptămâna asta, povestesc imediat. Începem cu indicatorul de teamă și lăcomie. Din nou suntem sub 20, din nou suntem în zona de teamă. Dacă punem pe 3 luni, vedem că ne întoarcem către zonele minime. Da? Fiecare corecție sperie oamenii. E greu să te obișnuiești cu prețurile care scad. Foarte greu, dar asta este situația. Din nou pe CoinMarketCap suntem sub 900 de miliarde. Din nou dominanța Bitcoin scade, din nou dominanța Ethereum scade. Volumul este iarăși foarte mic. 53 de miliarde nu este un volum mare. În continuare, Tether nu este un dolar. Lucrul ăsta nu este bun deloc, dar rezistă. Asta este important, faptul că rezistă. Topul este dominat în continuare de stablecoins. Tether, USDC, BUSD, DAI. Deci din 11 monede, 4 sunt stablecoin. Bun, haideți să vedem pe chat-uri. Suntem pe chat-ul Bitcoin pe daily. Și vreau să vă arăt așa. De la vârf de piață, din 9 noiembrie, am avut așa, o corecție, două corecții, trei corecții, patru, cinci. De fapt, stai să le numărăm mai macro. Deci avem o corecție, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10, am început a 11-a corecție, da? De când a început acest bear market. Dacă ne uităm în trecut, să facem un pic de zoom. Bun. Deci ăsta este vârful de piață din 2018. Până s-a terminat balamucul, am avut 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 corecții. Până s-a terminat întreg balamucul. E bine să ne uităm la trecut, să vedem ce se întâmplă. Dacă vreți să vedeți încă ceva foarte interesant, da? Aici avem, această linie este 200 moving average, da? Cea galbenă este 50 moving average. Deci asta este valoarea pe 200 de zile a pieței, a Bitcoin, și asta e valoarea pe 50 de zile. În clipa în care cele două se intersectează, albastru se duce în jos, galbenul se duce în sus, urmează bull market. Noi acum ce se întâmplă? Cum stă treaba în cazul nostru? Păi, deocamdată stă cam așa. Deci aici am început confirmarea de bear market pe 14 ianuarie. Vedeți ce înseamnă un dead cross? Mulți zic că, vai, nu este important, nu semnifică nimic, bla 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 bla. Dar de aici
chiar dacă noi eram într-o corecție deja de, hai să vedem cât aveam noi procentual până aici, 30%, Bitcoin-ul a luat-o la vale serios. Hai să ne uităm pe weekly. Pe weekly nu avem dead cross, dar liniile astea se apropie înfricoșător de mult. Pe weekly avem mega confirmare de bear market, faptul că suntem sub 200 moving average. Da? Faptul că suntem sub media Bitcoin, sub media valorii Bitcoin în 200 de săptămâni, nu este un lucru bun. Suntem deja în a 1, 2, 3, 4, 5, a 5-a săptămână. Stochastic RSI-ul este jos. De asta zic, uitându-mă istoric cât de mult a stat, poate mai stăm o săptămână, 2, 3, 4, hai 5, dar stochastic RSI se va întoarce. Și când se întoarce, guess what? Prima gară 31.000, a doua gară 36.800. Cam aici văd eu că prețul trebuie, deci trebuie. Uitați-vă în trecut, gen, a crescut, se întoarce să testeze valoarea medie pe 50 de săptămâni. A crescut, se întoarce să testeze și rupe. Dar aici a rezistat ca suport. Acum, această valoare va trebui să fie rezistență. Da? Ce mai aștept eu e, ne întoarcem, o testăm, ea în timp mai coboară. Dacă avem suficientă forță în piață, o rupem. Dacă nu, ne întoarcem înapoi. Noi trebuie să revenim în această zonă de peste 32.000 de dolari. Este o zonă foarte puternică de suport din anul trecut, care acum este rezistență. Revenind pe daily, ok. O secundă, să dăm un zoom așa să vedem noi mai bine. Deci, avem Bitcoin-ul, v-am zis. Minimele din această perioadă sunt aici. Da? Asta e o zonă foarte importantă de suport. Este cel mai jos suport din ultimii aproape 2 ani de zile, da? Care trebuie să reziste. Aici mai avem o zonă de suport la 19.100. Ne îndreptăm către acea zonă și 90% o vom testa. Dacă o testăm azi, mâine, s-ar putea să nu țină și să ne, ia, să ne gândim că vom fi în zona sub 19.000 de dolari. Cât va dura această corecție? Păi priviți, ultima a durat, o secundă să o măsurăm, de aici până aici, 19 zile. Noi de-abia am început-o. Deci noi am început această corecție de 4 zile. Deci e posibil să mai avem cel puțin o săptămână de turbulențe în piață. Panică, frică, oameni speriați. Nu se știe ce se va întâmpla. Trebuie să ne păstrăm calmul și cumpătul. Dragilor, vă doresc o zi minunată așa cum sunteți și voi. Aveți grijă de voi, aveți grijă ce poziții luați în perioadele când piața scade, este recomandat să intri în poziții short. Eu, săptămâna asta, încă n-am cumpărat BNB-ul, Binance Coin-ul, pentru că sunt sigur că pot prinde un preț mai bun, undeva sub 220 de dolari. Iar la Polkadot, aștept să văd dacă pot să-l prind undeva în zona sub 647 să cumpăr de cei 250 de euro. Dar oricum vă voi anunța. Toate cele bune! Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her.